Agresiunea rusă contra Ucrainei și noua realitate de securitate definită prin prezența militară masivă a Rusiei în Ucraina și în Belarus confirmă în modul cel mai elocvent necesitatea și urgența acestei consolidări a posturii flancului estic. Salut măsurile adoptate recent la nivelul NATO, respectiv suplimentarea forțelor, inclusiv în România, activarea planurilor de răspuns gradual și desfășurarea în premieră a forței NATO de răspuns ca parte a apărării colective. Dorim, în acest context, ca decizia aliată de înființarea unui grup de luptă în România să fie aprobată cât mai curând posibil și contăm pe sprijinul țărilor dumneavoastră în acest sens.